Localnicii orașului Vânjumare s-au săturat de tot ce a adus pandemia. Aceștia nu mai suportă restricțiile impuse și susțin că este cea mai mare minciună adusă de guvern populației. Această pandemie este o catastrofă a secolului în viziunea tuturor. Restricțiile impuse i-au făcut pe oameni să nu mai aibă încredere în cei care ne conduc țara. În România nimeni nu-și mai asumă nimic, iar haosul ne cuprinde din ce în ce mai mult. Oamenii nu mai vor amenzi, nu mai vor izolare la domiciliu și le este frică de spitale. Aceștia consideră că odată cu aplicarea restricțiilor drastice le-a fost luat cel mai de preț drept, dreptul la libertate. Asta e o politică pentru ăștia care conduc țara. Afară cu ei. Ne-am săturat de ei până în gât. Nici deci nu vreau să mă... sunteți mulțumită de noile restricții care s-au... Nu suntem. Pentru că asta e. Sunt alții mai mari din alte țări care ne informează și pe noi și ne spun că e o porcărie. Deci așa ceva nu există. Îmi declară mie nu știu câți mor și câți aia și în spital sunt numai doi poate de și COVID. Cum i-ați nu legat? Dar ce COVID? O gripă puternică, că asta e de când lumea și pământul. Gândul că restricțiile se vor înăspri îi sperie pe localnicii orașului Vânjumare mai tare decât situația epidemiologică, deoarece aceștia nu au încredere în autorități. Nu sunt bune, că nu mai putem să stăm. Eu am norocul că stau la casă, dar la bloc am și bloc la Craiova n-aș putea să stau. Păi... În aer liber, că am ieșit la pensie și am venit aceea la vânt și că am avut o casă, moștenire. Și acolo am lăsat nepoata. Nu e bine ce fac. Românii trebuie să meargă la muncă, să-și ducă copiii la școală. Restricțiile luate au adus mai mult haos decât responsabilitate în țara noastră.